Che, mache. ¿Qué pasa? Bravo. ¿Más bien, chaval? Bueno. Money funny how you never found me, homie. Know me as a quiet lonely rapper with a shopping mind. Lined up at the barber father, talking about the world's a lot of trouble. Humble rumble, fallen fumble, bless the old time. Waiting for the money, cars, houses, prenups and divorces. Clean up, call it showbiz. Is this really worth fighting for? Yeah, when I'm selling out tours. Pedalano, într-o dăcină înainte. Așa. Ia zi, cum te cheamă? Mă lor Ernestin Andrei. Așa, de unde ești? Sunt de aici din Câmpul Lung. Da? Ia zi, care dintre astea patru poteci de aici, de la Câmpul Lung, care e preferata ta? XTU. XTU? Da. Adică aia dincolo. Da, mai dincolo. Exact, din partea aceea. Și a doua? XTR-ul ar fi. XTR-ul? Da. Păi și porțiunea asta de SLX? E ok și asta, dar că e prea mult noroi. Acum? În rest e blană. Da. Așa. Mai de viteză, așa puțin. Dar e faina asta, porțiunea, ultima porțiune din Căpăcei. Da. Așa. Ce bicla ai? Am un Dirt, un Specialized, în 2010, cred, sau undeva pe acolo. Așa. E Dirt. Dacă ai schimbat, e single speed, nu? Da. Așa. Și furca aia merge? Cel mai bine, e blană de urs. E blană de urs. Da, e. Dacă ai schimbat ceva la biclă, ce ai schimbat? Toată bicicleta. Ok, cu ce ai schimbat-o? Cu ce bicicletă? Păi nu știu, cu un Enduro sau un DH, ceva mai accesibil pentru traseele astea. Dacă ai avea, nu știu, mulți bani, ce bicicletă era? Alege tu. Tot un Specialized? Da, sau, nu știu, ceva și IT-ul, dar tot Space-ul e. Deci ești fan Specialized. Da. Care e rider-ul tău preferat? Aaron Gwin. Aaron Gwin? Da. Ha. Din categoria, vezi că ți-ai luat cu hate acum de la cred că ți-a luat cu zi altcineva. Păi stai să mai gândesc. Păi nu știu, mai au fată Natalie, nu mai știu cum îi zicea. Aha. De la Enduro mă refer așa. Și opa. E genială și ea. Da. Da, chiar de la Enduro? Nu am pe cineva anume. Ce să mai zicem? Ce te motivează să te dai? Păi
principiu, cum să zic, e un sport care îmi place foarte mult și e destul de extrem și nu știu. Și cum ai început să faci acest lucru? Prima oară am descoperit traseele astea prin intermediul web-ului, să zic așa. Mm-hmm. Că am văzut pe Facebook la mulți tipi, ciocanul, nu știu ce, și am încercat și eu. Am vorbit cu cineva care cunoștea și apoi am încercat și eu. Prima oară am pornit pe o bicicletă rigidă, Rost de 27. A fost foarte greu până... A, și de la Rost de 27 ai trecut pe asta? Da. Și mi se pare mult mai ușoară asta decât 27. Da. Pentru tine, pentru înălțimea ta, da. Da.